bagă în geantă. Direct. Incidentul s-a petrecut într-un magazin din Pitești. Pe înregistrare se vede clar momentul în care femeia intră în magazin, se plimbă printre rafturi și bagă în geantă câteva produse cosmetice, fără să le prezinte la casă. Se uită de cameră, da. Deci asta e cumplit, și văd că este sistem video. Ca să nu atragă atenția, femeia a luat câteva plicuri de zahăr vanilat și o hârtie igienică pe care le-a achitat. Numai că în momentul în care era pe punctul de plecare, a observat o femeie care și-a lăsat geanta într-un dulap fără să-l încuie. A așteptat câteva secunde, după care s-a îndreptat către dulap, a luat geanta și a plecat. E pe picioare de plecare. În momentul în care vede pe clienta, doamna este, a intrat și a pus geanta la bagaj. Ați observat, da? Vedeți, ea a avut tendința să ducă către bagaje. Dar a văzut-o pe clientă că este pe raion și și-a dat seama că o vede dacă... Ea și-a luat bagajul și l-a pus în pungă. În momentul în care deschide spațiul la bagaje, uitați, el o geantă, da? A sus. Când a sesizat dispariția genții, păgubita a sunat imediat la poliție. A fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt și se continuă cercetările pentru identificarea autorului sau autorilor. Exact în momentul în care ea achita hârtia igienică și zahărul vanilat, nevastă mea și-a lăsat geanta, fără să se uite în jur, fără foarte... într-un moment de neatenție. Ce bunuri avea în geantă? Păi avea bunurile de masă ale colegilor care erau în concediu, în jur de vreo 50, 200 de lei, aproximativ un portofel, cardurile bancare care au fost imediat blocate. Încă de la intrare, un afiș îi avertizează pe cumpărături că de bunurile depozitate pe rafturi nu răspunde conducerea magazinului. Nu am înțeles cum să se vină la cumpărături, să lași portofelul în dulap, nu știu, și cardurile în dulap, cu ce plătești. Avem afișe puse în permanență ca să nu se lasă obiecte de valoare și obiecte personale. Dacă va fi identificată, femeia care a furat geanta riscă închisoarea între 6 luni și 3 ani pentru furt.